Bun găsit, dragi prieteni! Vorbim astăzi, dar în modul, cum să spun, modul elegant, dacă putem spune că vorbim elegant despre un subiect îngrijorător, chiar dacă stăm la bloc, chiar dacă stăm la, eu știu, la casă, la țară, ne îngrijorează parcă ceea ce vedem din ultimii, nu știu, 4-5 ani. Văd că se întâmplă așa în ultimul timp cu regularitate. N-aș vrea să cred că trăim acum momentele astea apocaliptice anunțate de Scriptură. Aș vrea să cred că mai avem câțiva ani de trăit, măcar generația noastră să nu fie ultima. Râd de invitatul meu de astăzi și mulțumesc că a acceptat invitația, domnul doctor inginer Ioan Ghiuță Țară-Lungă. Vă mulțumesc. Vă mulțumim că ați venit astăzi în emisiune. V-am văzut și la colega în emisiune, m-au anunțat colegii, așa, și v-am urmărit și la colega noastră Gina în emisiune. Ca să vedeți și dumneavoastră ce înseamnă oamenii care, de care avem nevoie. Oameni care citesc, se pregătesc mereu. Primul lucru pe care l-am întrebat când ați venit, ce mai citiți, ce mai documentați? Și am rămas stupefiat că, iată, citiți despre conștiința umană după moarte. Poate să existe și așa ceva. Ar fi interesant de discutat cu dumneavoastră și despre alte subiecte, să vedeți ce înseamnă oamenii care se pregătesc tot timpul, învață, se pregătesc, sunt... Dar, vedeți, domnul Țară-Lungă, în loc să fie undeva un lider marcant într-o poziție cheie în societatea românească, vedeți, stă la rând. Ce se întâmplă, domnul doctor inginer, cu vremea din ultima perioadă? Am văzut nu de mult, mă rog, presa trăiește din subiectele astea și le anunță așa, ca și cum ar veni, nu știu, bucurie peste noi. Aia cu tornada aia din Ialomița. Da. Și bineînțeles, alte tornade prin toată țara, după aia au fost câte și mai câte. Și la dumneavoastră în studio am mai spus și anul acesta, dar mai ales anii din urmă, am amintit faptul că în timp fenomenele vor avea un aspect de creșterea intensității ca atare. Deci fenomenele extreme. Deci, până la urmă, lămuriți-mă o dată pentru totdeauna, că eu nu mai vreau să mai aud pe nimeni. Cu încălzirea globală sau răcirea? Noi ce trăim, de fapt, în perioada asta? O încălzire globală. E încălzire? E încălzire, dar încălzirea respectivă se manifestă diferit. Practic, primul simptom care apare este dispariția elementului de trecere. Elementul de trecere fiind primăvara și toamna, când fenomenele meteo erau calme. Deci trecea de la o iarnă friguroasă. Anotimpuri de trecere, da. Așa, primăvara și toamna. Primăvara, nu mai sunt. Nu mai sunt. Și atunci venim după o perioadă de toamnă sau iarnă ca o toamnă care am avut-o. Și intrăm în plină vară. Și în plină vară, fenomenele foarte accentuate. Mm-hmm. Aceste fenomene, în continuare, se vor accentua. Spuneam aici, în studioul dumneavoastră, că temperaturile și curenții de aer care merg pe deasupra noastră, pe deasupra țării noastre, vor avea și vor lua aspectul de tornadă în următorii ani, mai des. Pentru că și Marea Neagră se poate comporta cum se comportă Golful Mexic în America. Deci, practic, parametrii cam se apropie. Aha. Lucrurile acestea au mai fost în timpul istoriei noastre. Am mai avut fenomene de tornadă, nu atât de dese, dar sunt consemnate în istorie fenomene care pot aduce cu o tornadă. Uh-huh. Lucrurile vor deveni mai dese, cu o frecvență mai mare, tocmai datorită acestui fenomen, acestui trend de încălzire. Acum vor apare pe fenomenul acesta de încălzire și perioade foarte reci, care ar fi anormale în contextul anotimpului. Pentru că, lipsând acele perioade de trecere, fronturile se manifestă agresiv, altfel decât în mod normal. Da. Așa arăta Aleea Tineretului acum două zile. Incredibil.
ce s-a putut întâmpla și mi-a povestit câte ceva despre, despre acest fenomen. Iată care vine pur și simplu, deci nu durează jumătate de oră, cred că e mult. Vorbim de 15-20 de minute. Un front de atmosferic care aduce o cantitate enormă de apă. Da? Noi în Moldova, de regulă, iată, nu avem fenomene de acestea decât doar atunci când deasupra Mării Negri se reactivează frontul atmosferic și se lovește în trecerea lui de Carpații orientali. Practic, acest front s-a lovit de versanții Cernegura și a dat în o cantitate foarte, foarte mare de apă într-un timp foarte, foarte scurt. Problema este că de pe versant a venit toată apa. Că dacă ar fi o ploaie curată, cum spune român, băi, să plouă frumos, curat, și așa. Și în timp. Și o să vorbim. Dar uitați ce a dus de pe Cernegura. Da, de pe pentru că a Cernegura. Fost un număr foarte, un lemne, timp foarte, da, foarte scurt. Lemne, mâl, pietre, apă, mizerie. Deci toată mizeria așa au cărat-o, a dus-o în casele oamenilor, cei care stau pe Alea Tineretului, așa, și bineînțeles în ștrand. Ștrandul care ați văzut arăta, nu știu ieri dacă s-au făcut la stația noastră după, care este foarte departe de locul acesta, deci undeva este pe fermelor, s-a înregistrat aproape 50 de litri de apă în acest puseu de ploaie. Dar acolo, la zona Plecistei, la zona Carrefour, cantitatea a fost mult mai mare. Deci a fost o ploaie extrem, extrem de puternică, într-un timp extrem, extrem de scurt. Iată grădinile, cum arată grădinile oamenilor. Bineînțeles că la o cantitate foarte de mare de apă la panta respectivă a luat în jos tot, frunze, tulpini. Deci astea sunt garduri, rupt, garduri, tot, făcut prăpăd pentru... Da. Este foarte, foarte adevărat că fenomenele, odată cu încălzirea globală, o să apară fenomene tot mai frecvente cu aspect de calamitate. Deci noi trebuie să ne pregătim. Ne pregătim cu cei mai rău. Este momentul cu cei ca mai... să regândim situația, pentru că inclusiv canalizarea, inclusiv rigolele care le facem, trebuie să țină cont de lucrurile acestea. Pentru că e destul, odată la 5 ani sau la 10 ani, să avem o problemă de asta și trebuie să le avem pregătite pentru eventualitatea respectivă. Eu vă spun sincer, uitați-vă aici, deci toată mizeria asta e adusă din pădure. Aia că omul, știți cum învățam noi la școală, e stăpânul universului, a naturii, ține toată natura și toate... Natura este stăpâna noastră, nu univers. Da? Așa spune un om deștept și un om care... Fără discuție. Suntem produsul naturii. Deci nu ține omul nimic. Da, poate ține, eu știu, sau e lăsat de cel de sus să țină un an, 10 ani, 100 de ani, 2000 de ani. Dar odată și odată natura, iată, și arată. Își caută. Dar aici nu cumva sunt... Eu vă întreb așa pe dumneavoastră. Nu suntem și noi... Adică nu eu cu dumneavoastră. Oamenii, că acolo se taie în pădure. În Codru e un jaf de ani de zile. În Codru e o bătaie de joc de... Acum trebuie să facem o paranteză. Discuție cu nuanțe. Pentru că iată ce se întâmplă. A apărut la Piatra Neamț. Da, aici este un pârâiaș, ca să vedeți dumneavoastră, un pârâiaș absolut inofensiv, e un podeț aici, dumneavoastră știți foarte mult. Da, știu, da. Așadar, iată și stâlpul aici, da, înclinat. Cât de înclinat. Noi trebuia să ținem cont, noi avem niște oameni, niște instituții, niște... Vorbisem de domnul președinte al Consiliului Județean, care a spus, domnule, trebuiau făcute niște lucrări, adică oamenii trebuie să anticipeze niște lucruri de genul ăsta. Trebuie să ne păzim fără exact. Discuție. Și că mai la vale, cu 300 de metri, la fel, un pârâiaș mai mic ăsta, deci o rigolă. O mică rigolă, da, a creat prăpăd de la vale, așa, iar la deal n-au avut, deci știi ce înseamnă? Un fir de păr n-au avut oamenii aia nicio problemă. Deci asta înseamnă că, iată, la 2 metri, cei care au avut ghinionul să stea în partea stângă,
spre partea restaurantului Căprioara au avut de suferit, totul era mălit, iar cei de la dreapta n-au avut nimic, că apa normal nu curge la deal, curge în... Ei, și la fel aici s-a întâmplat, deci toată apa asta sau toată mizeria care s-a revărsat pe toate drumurile, bine că aici a căzut, cred că de pe tot versantul, cădea fără să mai... Apa nu mai avea niciun curs, nu? Așa? Da, au adus toate aceste mizerii din păduri. Lemne, coș de copac, mâl și așa mai departe. Trebuie privit și în ansamblu situația care are. Este o cantitate foarte mare de apă într-un timp foarte mic. Gândiți-vă ce s-a întâmplat și în California când a plouat. Da, nu s-a mai întâmplat niciodată. La noi nu s-a mai întâmplat. Nu, dar eu vreau să vorbim strict pe zona noastră, nu cu California, că na, și acolo... Dădeam exemplu acesta. Că și la noi au fost inundații, că anul ăsta poate nu s-a mediatizat, poate suntem noi în perioada electorală, suntem cu nebuniile astea de acum, dar starea din România, senzația mea, cât mai citesc eu și credeți-mă, mă preocupă subiectul ăsta, că știți că eu vă mai întreb, am și o mică grădinuță așa aici la Gârcia, așa, cu 10 roșii, așa, și am rămas surprins că nu le-a doborât, credeți, vă amuzați, nu le-a doborât ploaia. Așa, sun la mătușa mea mereu, ia vezi ce fac roșiile mele, ia vezi ce... Nu le-a doborât ploaia și iată aici la 2 km prăpădă. Da, pentru că frontul s-a lovit pe Talvegul Estic. Deci s-a lovit de munte cu fața spre zona de Podiș. Uh-huh. Aici s-a lovit, nu s-a lovit la Gârcia care e în spate, în planul 2. Acolo a plouat, dar a plouat mult, o cantitate mult, mult mai mică de apă. Dar vreau să spun, nu comparație cu California, ci trebuie să luăm în calcul, efectiv să luăm în calcul cantitățile cele mai mari posibile care le-am văzut și care pot fi și mai mari de atât. Și când debităm un origolă de asta, trebuie să ținem cont și trebuie să ținem cont până unde ducem apa. Este foarte, nu este atât de simplu pe cât se spune, ci că am făcut șanțul și gata. Nu este chiar atât de simplu. Pentru că în șanțul ăla se strânge o cantitate de apă și dacă nu o ducem unde trebuie, putem face rău la alți oameni din oraș, mult mai mult rău decât am face altfel. De aceea trebuie să nu conte lucrul ăsta. Acum observ că și în mediul rural, unde se fac, eu știu, cu bani europeni sau cu bani, mă rog, nu știm dacă de fiecare dată cu bani europeni, dar mă rog, când se fac asfaltări, așa, se fac și rigolele, obligat. Cimentate, adică nu-l mai lasă pe om să-și sape el șanțul cât vrea, cum vrea trebuie să... Dau exemplu de pe bisericane, ați văzut? Da. Lucrare făcută... Păi tocmai și dacă aveți curiozitatea să umblați la proiect, o să vedeți că fiecare rigolă are un debușeu, deci trebuie dusă apa undeva. Pentru că este foarte periculos să strângi apa într-o rigolă și să o lași să plece singur. Așa kilometri... Pentru că îți poate rupe mai mult decât nu rupea. Și atunci este foarte de mare importanță lucrul ăsta. Cei constructorii și cei de la ameliorări știu foarte bine lucrul ăsta și ei sunt în temă. Deci trebuie luate măsuri astfel încât de la picătura de apă care cade până la punctul de strângerea apei, totul să fie sub control. Pentru că altfel salvăm 5 oameni și nenorocim 50 de oameni. Da, eu n-am văzut că anul ăsta atâtea terenuri agricole inundate. Luni am fost la Roman, aproape tot drumul mălit. Da. Oamenii, de exemplu, unde e zona mai înaltă, șoseaua mai înaltă, oamenii au spart aici și normal că nu se stea apa pe terenul lui, nu? Apa a venit pe stradă, a inundat aici strada și apa a adus mâl, a adus mizerie, a adus... Deci trebuie să ne imaginăm că sunt lucruri care, cu care nu ne-am mai... Nu ne întâlnim în fiecare zi, câteodată nu ne întâlnim în fiecare an, dar trebuie să luăm în calcul pentru că fenomene de acestea vor mai apare și trebuie să le luăm în calcul la valoarea lor maximă. Este adevărat că ne costă lucrul ăsta, nu este foarte ușor să faci un origolă la volumul maxim, la debitul maxim. Implică un cost. Dar pentru siguranța umană este absolut necesar.
Apoi, revenind asupra fenomenului, cum a spus dumneavoastră, cu tăierea pădurii, practic fenomenul acesta nu este local, este la nivel global, pentru că dacă o luăm local și vedem, vedem numai în casa noastră pe Cernegura, nu s-a tăiat pădurea, este practic... Nu-i tăia pe acolo, dar se taie, eu mai văd... Sunt lucruri de astea mărunte, dar efectul de ploaie torențială n-a fost impus de lucrul acesta, ci el a fost impus de un front atmosferic care s-a manifestat în condițiile care au fost create. Că la nivel global, la nivel de România, avem fenomene de acestea de defrișare, asta este altceva. El nu influențează numai unde defrișează, ci influențează și Neamțul. Așa cum dacă se taie la noi, influențează și Botoșaniu sau Teleormanul. Este logic lucrul acesta, pentru că trăim toți în sub aceeași cupolă de cer. Vedeți, tot volumul ăsta de mol este de neimaginat. Deci vă spun sincer, eu m-am dus acum 2 zile, am zis, băi, am auzit niște discuții seara așa pe Facebook că sunt probleme pe aici. Așa. La vremea respectivă, oamenii n-au stat să pună pe Facebook și să spună așa. N-a știut nimeni. Așa. Bine, oficialitățile au știut, în fine. Dar eu când m-am dus dimineață și am văzut, deci, tone de moluz, de mâl, de lemne, de frunze, de tot. Ia uitați cum arăta drumul. Deci drumul arăta un mâl general de la Căprioara. Deci m-am făcut în toate felul. Tot ce a fost pe coastă mi-a dat a ajuns în șosea. Ia uitați ce a fost aici. Apucaseră ei dimineața la 8:30, apucat să se treacă. Ei, dar aici pe Pâriașul ăsta, vedeți și dumneavoastră, pe Pâriașul ăsta... Deci n-a mai avut posibilitate apa să treacă pe șosea. Se întâmplă? El în timp a fost, cum să spun, înfundat. Uite, o să vedeți acum. Ia uitați-l. Păi ce, pe aici putea să treacă un volum atât de mare de apă? Nu. Aici trebuiau făcute lucrări. Aici oamenii din zona au venit și au spus, domnule, veniți, faceți, e periculos, e o zonă care trebuie așa. Știți care e problema în țara noastră? Dumneavoastră știți, dar o să spun eu că podul e a cuiva, a unei instituții. Drumul e a altei instituții. Terenul, pădurea e a altei instituții. Primăria e a altei instituții. Ei, toate instituțiile astea așa niciodată nu se pot pune la aceeași masă. Îmi spunea cineva, domnule, dar dumneata știi că apa, luciu apei are un proprietar, volumul de apă are alt proprietar, fundul lacului are alt proprietar. Păi și tu când vrei să faci un proiect sau ceva, să ești o altă instituție care, du-te pe la fiecare. Păi ăla cu luciu nu vrea, că ăla nu știu ce pune, nu feri albi. Ăla cu apa e la fel, că apa e pentru cetățeni, fundul lacului ia nu știu cui. Vedeți, asta e problema în România, că noi nu reușim, instituțiile astea nu reușesc să se pună de acord. Vă rog. Da, aici aveți dreptate, ăsta e adevărul, asta e situația în care trăim, dar... Birocrația asta ne dar trebuie să ne gândim că meteorologia și fenomenele meteo nu țin cont de birocrație. Efectiv nu țin cont. Și o să vină peste noi în continuare. Și dacă nu vom lua măsuri, în continuare ne vom plânge ca acum. A dumneavoastră, specialiștii, sunteți întrebați? Vă întreabă cineva? Sau... Nu spun neapărat, poate pe dumneavoastră nu, dar în mod dumneavoastră cert, cei de la ELIF, de la Apele Române sunt întrebați și sunt consultați în aceste fenomene. Aici tot acest angrenaj implică și foarte multe fonduri, foarte mulți bani. Pentru că nu este atât de simplu să faci desecări, să faci întăriri de maluri și să faci regularizări de pâraie. Nu este simplu deloc, pentru că implică, pe de o parte, proprietăți diverse, asta e adevărul, și implică volume foarte mari de dislocări de rocă, de muncă, muncă și manuală. Ceea ce implică foarte, foarte, foarte multe fonduri. Trebuie pentru această acțiune trebuie o voință de fier pentru a o scoate la capăt. Pentru că efectul ei nu este imediat, este în timp. Nu este o chestie că am făcut o șosea lată de 6 benzi. Am văzut asta în... Este o treabă de timp. De exemplu, în Cheile Bicazului am văzut asta cu ani în urmă, tot așa după ploi mari,
așa, în zonele de curbă, unde drumul e în curbă așa și apa venea și pur și simplu zona aia o rupea așa. S-au făcut întăriri, s-au făcut și s-a eliminat. Am urmărit asta, lucrările respective. Deci sunt lucrări. Eu cred că nimeni nu poate să spună, domnule, nu sunt de acord să veniți lucrări de artă. Aici în cazul ăsta oamenii au făcut cerere, au făcut, dar cum spuneți dumneavoastră, nu sunt bani, nu sunt aia, și plus hai de să asta, facem și altele. Plus de asta trebuie ținut cont și de un alt principiu care colegii de la Elif, de la, care lucrează în domeniu, de la apele române, le știu foarte bine și le spun foarte Elif, bine. Elif ce înseamnă? Ca să nu ți se leagă oamenii legume, fructe. Nu. ILF. Nu, înseamnă întreprinderea de regularizare, de, cum îi spune, de funciară. Da, cu îmbunătățiri funciare. Îmbunătățiri funciare. Da, și cu redresări de cursuri. Tot ce înseamnă lucrul acesta. Sunt întreprinderi care nu sunt atât de vizibile, dar au importanță deosebită. Da, și dumnealor au spus și o spun clar că nu se poate, în acest domeniu, nu se poate lucra punctual. Deci nu se poate merge pe un panou de pantă și spun, nu mai îl fac pe ăsta. Păriașul ăsta, că restul nu mă interesează. Că în momentul când intri la o lucrare de genul acesta, trebuie să accesezi toate sursele. Pentru că atunci lucrarea ta își reduce din importanță și păcat de banii care îi arunci. De aceea sunt lucrări care necesită un volum foarte, foarte mare, un efort mare și financiar și uman. Da, e într-adevăr îngrijorător ceea ce spuneți dumneavoastră, dacă o să ne mai confruntăm. Pentru că eu țin minte când eram noi mai mici, când eram noi în vacanță, păi aveai o ploaie cu gheață, aia era într-o vară, o țineai minte, că venea câte o inundație. Se mai întâmplau lucruri de genul ăsta, dar parcă totuși lucrurile acum sunt vremurile ușor, de mari dimensiuni. Da. Adică lucrurile s-au schimbat ușor și se schimbă în continuare. Deci suntem într-un plin proces de schimbare. Iată, am primit imagini de la telespectatorii noștri de noaptea, filmate atunci, în momentul respectiv. Gândiți-vă că acestea sunt imagini în curtea omului. Uitați, da, au pus apa peste tot. Apa pur și simplu s-a făcut și a făcut loc, așa, și a intrat pe unde a găsit cel mai avantajos curs, așa, prin curtea omului și e într-adevăr complicat. E într-adevăr numai ăla care trăiește. Acum, ce să spunem, cei care locuim la bloc parcă nu suntem, da, și la bloc avem altele, avem și noi altele, așa este. No. Prin teritoriu, așa, prin județ, ce să... Că am vorbit și cu domnul primar într-o zi, într-o dimineață, alaltă ieri dimineață, dar vă dați seama, sunt în multe locuri în oraș. Am văzut și pe Ștefan cel Mare, Dragoș Vodă, sunt și pe aici. Unde e undeva la baza dealului? Orașul este un oraș de munte. Suntem așezați între munții. Normal că energia pâraielor nu se compară cu cea dintre dealuri sau din câmp. Și de ce să nu recunoaștem un lucru? S-a mai întâmplat în istorie, Piatra Neamț a mai avut necazuri de acestea. Gândiți-vă ce s-a întâmplat la sfârșitul secolului XIX cu Petricica. Deci antecedente sunt. Petricica când a fugit peste liceul Petru Rareș. Deci nu e deșagă. Și s-au luat măsuri Petricica atunci. Petricica sau Cozla. A fugit peste Petru Rareș și atunci s-au luat măsurile din pădurire. Și a venit primarul de la vremea respectivă, Albu, Nicu Albu, da, și au făcut care cu lucrări de sistematizare, cu plan cu lucruri masive. De asta vă spun, pentru că noi acum, dacă nu avem niște oameni de ăștia cu viziune care să vină cu proiecte și cu, mai știu eu, lucruri, nu scoatem la capăt. Și trebuie văzut tot aspectul orașului, pentru că și acolo, pe Petru Rareș, și acolo sunt niște probleme. Și pe fermelor sunt niște probleme cu strada Schitului, care coboară cu apă la vale, pentru că nu are unde să ducă apa pluvială. Și coboară toată în Ciritei. Sunt niște probleme și acolo. Problemele aici la Strand, cum ați consemnat și dumneavoastră. Dar nu numai la Strand. Au fost ani din urmă, au fost probleme în Țărâncuța, lângă Borzogheanu. Probleme mari. Tot așa, pentru că atunci s-a lovit de muntele de Cârloman.
și ploaia a fost mai puternică acolo și a făcut probleme acolo. Uh-huh. Deci oraș așezat între văile munților, oraș care necesită niște lucrări deosebite de artă, făcute cu cheltuieli foarte, foarte mari, dar care însă absolut necesare. Pentru că acestea, dacă nu le faci, pierderile vor fi materiale din an în an și pe fondul acesta de creștere a intensității fenomenului meteo, pierderile vor fi și mai mari. Dar dumneavoastră care știți toată situația din agricultură, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu culturile la nivel de județ, la nivel de țară? Adică cum spuneți dumneavoastră, eu asta vreau. Că dacă ne uităm numai la noi aici în județ, poate nu ne dăm seama. Dar dacă privim global toată situația din România, este un an cu multe probleme. Dar sunt probleme punctuale deosebite. Și la noi în județ, în zonele microdepresionare, avem stagnarea apei. Este un paradox. Apa este necesară în agricultură, dar nu în exces. Uh-huh. În momentul când apare excesul de apă, apar problemele inerente agriculturii, cu culturi mâlite, cu culturi sufocate, cu imposibilitatea de a face recoltarea, cazul fânului, prima coasă de fân la culturile furajere, trifoiul cernă, a fost compromisă. Bine, ceea ce fânul ca bun. Da, și este foarte important pentru hrana animalilor. Noi sunt niște verici care... Noi ne uităm la hrana noastră, că avem nevoie de hrana... Culturile ca atare la început au fost favorizate de precipitație, dar apoi cantitățile foarte, foarte mari au dus practic la un deranj. Să sperăm că, așa cum anunță și colegii meteorologi, vremea se va ameliora și vor rămâne ploile de după amiază, ploi care, cel puțin la noi, cantitativ, au fost mai reduse. Să sperăm că acest registru se va menține. La noi în Neamț. Nivel de țară, aceleași fenomene cu bază extinsă. În situația unor culturi distruse, oamenii au băgat iar tractoare, au arat și fac altă cultură, variantă, pentru că este business-ul lor, practic de acolo câștigă, de acolo trăiesc și încă nu este târziu. Început de iunie se poate redirecționa spre o altă cultură, suprafața respectivă, mai ales în sud. Dar și la noi au fost situații când condițiile au impus și s-a trecut pe altă cultură. Dar condițiile acestea de precipitații bogate duc, așa cum discutam acum câțiva ani la dumneavoastră, de stresul termic, de stresul hidric în lipsa apei, excesul de apă duce la un stres termic al plantei. Duce la un stres al plantei hidric în exces de apă. Și stresul acesta hidric, ce înseamnă? Rădăcinile nu mai au oxigen. Lipsa oxigenului la nivel de rădăcină nu este benefic. Este un paradox. Apa care este practic sursa vieții plantelor, în exces duce la distrugerea plantei, practic la moartea ei. Totodată, prezența în exces a apei și pe fond de umiditate foarte mare în aer favorizează anumite vietăți care ne pot da nouă probleme în agricultură și în special aici amintesc bacteriile și ciupercile. Toată lumea la ora actuală, cel puțin în județele de ramă carpatică, se plâng că nu au cireșe. Nu au cireșe sau au cireșe foarte puține. De ce? Pentru că... Eu am zis că anul ăsta poate nu e an de cireșe. Nu, nu. După înflorire au apărut precipitațiile și precipitațiile au favorizat instalarea unei ciuperci care a dus la ciruirea frunzelor și la avortarea cireșelor. Și practic cireșe foarte puține. Deci un necaz care a apărut pe fond de precipitații. Da, da, da. Și de-aia au și fost scumpe, că cei care au speculat au adus probabil din import la prețuri astronomice. Ne oprim pentru publicitate. O să vedeți că lucrurile astea dereglează întreaga societate. Un eveniment care trebuie să se întâmple acum la sfârșit de săptămână în Ștrand. O să aflăm mai multe probabil de la cel care organizează aceste manifestare. E puțin dereglat. Publicitate și ne întoarcem cu domnul Țară Lungă.